În luna februarie 2016, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț, s-au produs 699 de evenimente care au necesitat intervenția serviciilor profesioniste, voluntare și private pentru situații de urgență, adică peste 24 de evenimente pe zi. Numărul evenimentelor la care s-a intervenit cu forțe specializate a crescut cu 26,86% față de perioada similară din anul anterior, când s-au produs 551 de evenimente. În 13 cazuri, pompierii sau echipajele SMURD s-au deplasat la locul cerut, dar au constatat că evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu exista. Mai exact, numai în 5 situații s-au reclamat incendii inexistente, iar în 8 situații echipajele SMURD nu au avut pe cine ajuta. Statisticile ISU Neamț arată că participarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Neamț a înregistrat o creștere, numărul intervențiilor crescând cu 27,78% de la 36 în 2015 la 46 în 2016. În cursul lunii februarie 2016, numărul de incendii produse în zona Neamț a fost într-o ușoară scădere, de la 36 în februarie 2015 la 32 în februarie 2016. Din totalul incendiilor, 11 s-au produs în mediul urban și 21 în mediul rural. Pagubele rezultate în urma incendiilor au fost estimate la circa 77.000 de lei, dar în același timp au fost salvate bunuri în valoare estimată de circa 320.000 de lei. Din păcate, în februarie, în urma incendiilor, 2 persoane au fost rănite. Cele mai multe incendii au afectat locuințele și anexele cetățenilor. Echipajele de descarcerare, prim ajutor calificat și terapie intensivă mobilă din cadrul SMURD în Neamț au intervenit inclusiv la 5 accidente rutiere pentru descarcerare și au acordat în 2 cazuri asistență persoanelor blocate în apartament. Cele mai multe intervenții ale echipajelor SMURD au fost înregistrate în mediul rural, fiind executate 344 de intervenții. Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț a executat 4 misiuni de asanare a teritoriului de muniția rămasă neexplodată din timpul celui de-al doilea război mondial, la fel ca în perioada similară a anului anterior.